Bună, dragilor! Bine ați revenit pe canalul meu. Vă reamintesc pentru cei care sunteți aici pentru prima oară. Numele meu este Valentina și vă doresc bun venit. Celor care mă cunoașteți deja și ați intrat și ați vizionat clipurile mele, vă spun bine v-am regăsit. Iar celor care încă nu ați făcut-o, eu vă invit să o faceți, să apăsați acolo butonelul subscribe și vă mulțumesc din suflet. Vă reamintesc că pentru mine este foarte important acest lucru, pentru că vreau să cresc, să evoluez. Mulțumesc pentru acest lucru. Dragilor, am intrat să vă spun că vlogurile vor intra de două ori pe săptămână către voi. Astăzi este miercuri, în momentul când eu filmez. Așadar, va intra în această seară vlogul acesta către voi, iar duminică seara va intra un altul. Rămâne de două ori pe săptămână pentru că este foarte mult ca eu să pot posta în fiecare zi. Timpul nu-mi permite să filmez atât de mult ca eu să pot să încarc în fiecare vlog, așadar voi încerca să postez doar de două ori pe săptămână și dacă sunt evenimente foarte, foarte, foarte importante despre care eu consider că merită filmate și că voi vreți să le doriți să le vedeți, eu voi încărca poate și trei vloguri. Deocamdată vom rămâne la două și sper să mă pot descurca pentru că eu merg și la muncă, mâine o să am și o fată la unghii, mâine dimineață o să merg la muncă, după amiază o să am o fată la unghii, iar vineri o să am altă fată la unghii și încerc să filmez cât pot de mult din momente din viața noastră. Am observat că cele mai vizionate sunt vlogurile de la mare. Voi ați fost interesați să le vedeți. Vlogul din filmat în centru cu Lucas, o zi din viața noastră, am văzut că a fost vizionat. Eu vă mulțumesc din suflet pentru că ați intrat și v-au plăcut acolo la sugestii, mi-a arătat că vlogurile acestea au fost cele mai vizionate. Eu vă mulțumesc din suflet, voi lua camera cu mine, telefonul, pentru că eu filmez de pe telefon, voi lua telefonul cu mine de câte ori am ocazia, de câte ori plec, de câte ori ies și consider că momentele merită să fie filmate, eu le voi filma alături de Lucas, poate chiar și fără Lucas, că de multe ori Lucas este la școală până la ora 4 după amiază și dacă ies singură. Ieri am fost la piață, apropo, nu mi-am cumpărat nimic, supermercatul acela despre care v-am vorbit, de unde mi-am cumpărat geanta Goes acum săptămâna trecută. Ieri, marți, nu am fost la piață, dar nu mi-am găsit absolut nimic pe placul meu, așa că am dat așa o mică plimbărică și am plecat. M-am plimbat numai, m-am uitat și am plecat, am mâncat o pizza și apoi m-am întors acasă. Am făcut curățenie, m-am odihnit un pic, iar nu am filmat absolut nimic, pentru că am hotărât ca vlogurile să intre de două ori pe săptămână către voi. Eu sper să vă placă ceea ce filmez și să fiți în continuare alături de mine. După cum vedeți, mi-am pus aici o lumânărică cu miros de levănțică. Am făcut și o rimă. Miroase foarte frumos. Am aprins-o așa pentru un vibe mai bun. Eu sper că voi mă vedeți bine acolo, că am două becuri aici foarte puternice și sper că voi mă vedeți bine. După cum observați, am aici cărțile care le-am adus din România. V-am vorbit despre Pământ American. Încă nu am reușit să o citesc, am de gând să mă apuc zilele astea, poate chiar și astăzi. Am găsit o fotografie pusă din România în carte, da,
Aceasta este fotografia care noi am făcut-o în august, când am fost în România. Fratele meu, Lili, cumnata mea, Adina, Teodora, de care mi-este foarte, foarte, foarte dor, și Lucas, bineînțeles. Teo, mi-e dor de tine! Pui mic! Da. Ce mă bucur că am luat-o. Chiar m-am gândit la această fotografie. Am crezut că am uitat-o în România, dar eu, de fapt, am pus-o aici în carte și am uitat de ea, pentru că n-am, așa cum v-am spus, încă n-am citit cartea, n-am răsfoit-o, nu nimic. O voi scoate de aici, pentru că din nou uit de ea și o voi pune undeva la vedere și în curând o să-mi cumpăr o ramă. Așa cum v-am spus, încă nu am citit această carte, am de gând zilele astea să mă apuc să o citesc și în mare parte vă voi, nu vă dau spoilere, nu vă dau nimic, vă voi spune despre ce e vorba, dacă o găsiți și considerați că, așa cum v-am spus, că vă place, eu o să o recomand după ce o citesc, bineînțeles. Așa, acestea două sunt cărțile mele de suflet, de pe aceasta v-am citit Transcendența nivelurilor conștiinței, v-am citit despre ea deja și v-am citit câte ceva, dar eu le păstrez așa doar pentru sufletul meu. Da. Acum lăsăm cărțile deoparte și vreau să vă spun că încă nu am reușit să mă vopsesc. Mi-am pus și această panglică pe cap, dar mi-am spălat părul ieri și sora mea n-a avut timp să mă vopsească, de aceea mi-am pus și panglica asta să mai acopere puțin, dar totuși se vede. Nu mi-am făcut absolut nimic la păr, l-am hidratat, într-adevăr s-a hidratat. Mai necesită un pic mai multă hidratare, dar deocamdată și-a mai revenit. Nu mai e atât de uscat, eu nu i-am făcut nimic, am evitat să mai bag placa în el. Părul meu este natural, după cum observați. Doar îl piepten odată la câteva zile, nu îl piepten în fiecare zi, pentru că eu am un fir foarte gros și dacă îl piepten în fiecare zi îmi explodează așa volumul. Așa că de multe ori îl prind, așa cum ați văzut aici, când am treabă sau când este foarte cald, îl prind într-un coc și când nu este aranjat, mă salvează întotdeauna acel coc. Abia aștept să mă vopsesc, probabil că dacă m-am spălat pe cap aseară, mai stau 4 sau 5 zile, sora mea are timp să mă vopsească. Eu o să filmez și o să pun aici pe vlog toată procedura, așa cum v-am mai spus. Încă n-am avut timp. N-am avut timp să o fac și cu siguranță la sfârșit de săptămână îmi vopsesc rădăcinile, pentru că se văd destul de mult. Mi-am aplicat un pic de acid hialuronic pe față, verde acid hialuronic, mi-am hidratat un pic fața, iar acum aș vrea să îmi dau cu un pic fond de ten, pentru că am foarte multe pete pe față, am foarte, foarte multe pete, mi-au ieșit foarte multe pete de la soare, iar eu m-am protejat cât am putut de mult cu cremă SPF de 30, de 50, de 50 mi-am pus și, dragilor, tot mi-au apărut petele de la soare. Nu știu cât de bune sunt aceste creme. Hai să zic că mi-a mai scăpat așa o zi fără să... Am ieșit pe grabă și mi-a mai scăpat câte o zi fără să mi-aplic acea cremă SPF de 50, dar totuși sunt plină de pete pe aici, pe obraj, pe nas, iar eu încerc să le ascund cât pot. Prefer să mă machiez aici în fața voastră pentru efect. Încerc să fiu cât mai sinceră cu voi
Și să vă spun că nu mi-ar displace nici chiar comentariile acelea negative, pentru că sunt constructive până la urmă. Nimeni nu este perfect, așa cum v-am spus, și eu sunt foarte bronzată. Vara aceasta am fost foarte bronzată pe față. Pe mine mă arde soarele chiar din ianuarie. Nu știu, am așa un pigment la piele care atrage chiar primele raze de soare, chiar și iarna eu sunt bronzată pe față. Nu știu cum să fac, mi-am aplicat crema, dar degeaba. Tot m-a prins soarele, mai ales aici în zona de frunte, tot timpul sunt arsă de soare, chiar și cu crema aceea SPF. Mi-ar fi plăcut să am așa un ten foarte, foarte alb, așa de porțelan, ca să spun așa, gen Nicole Kidman. Dar pigmentul meu de piele este un pic mai închis și atrage toate razele, tot soarele vine pe fața mea, toate razele vin parcă doar la mine. Știu că alte fete își doresc să fie bronzate și mie îmi place așa o ușoară tentă de bronz, dar nu-mi place atât de neagră, de aceea îmi dau cu puțin fond de ten. Poate se mai acoperă, deși nu în totalitate. Îmi place să mă machiez singură, dar sinceră să vă spun, nu am așa multă experiență cu machiajul. Mi-ar plăcea să fi făcut așa un curs ca să învăț să mă machiez singură și să-mi și iese de fiecare dată, pentru că nu-mi iese de fiecare dată. De exemplu, am gene false, dar mi-e foarte greu să le pun. În primul rând, pentru că eu nu văd foarte bine de aproape și îmi trebuie foarte multă răbdare și atenție ca să mi le lipesc foarte bine, să nu se vadă cumva diferența. Eu mi le-am pus odată, dar într-un vlog, dar mi-a fost foarte greu cu ele. Stau foarte prost la capitolul organizare. Trebuie să exersez un pic mai mult. Am luat rimelul și de multe ori depinde și cum pun lumina pe fața mea sau camera, pentru că se văd de la umbrele care mi se formează pe față, se văd cearcănele foarte, foarte proeminent. Nu le am chiar așa de, dar nu știu cum să fac, din cauza luminii se văd foarte, foarte proeminent. Încerc să-mi aplic un pic de concealer. Data trecută, când m-am machiat în fața voastră, nu mi-a ieșit mai nimic. Când am văzut videoul după ce l-am filmat, se vedeau îngrozitor cearcănele. Și asta pentru că, probabil, umbrele care se formează pe fața mea nu mă avantajează, din că nu știu să aranjez foarte bine lumina. Sper ca de data aceasta să-mi iese un pic machiajul. Chiar mi-aș dori să reușesc. Aș vrea să învăț să mă machiez singură și să-mi și iese, așa cum v-am spus. Zilele astea trebuie să ies să-mi cumpăr niște decorațiuni, ca să pot să am pe aici niște decorațiuni de toamnă sau chiar niște flori de toamnă, chiar dacă sunt ele de plastic, să am un pic de decor atunci când eu filmez, să fie plăcut ochiului, ca să spun așa. Sincer, concealerul ăsta parcă mă albește de tot la față și se vede
diferența foarte mare. Da, o să mai aplic puțin fond de ten pentru că m-am albit de tot la față. Nu știu cât de... de mult se vede acolo la voi. Mi-am mai aplicat un pic de fond de ten. Cred că nu este reușit machiajul meu, nu știu cum reușesc alte fete să se macheze așa în fața, în fața telefonului, pentru că eu, după cum știți, filmez de pe un telefon. Am și o oglindă aici în față, dar da. Secretul machiajului este și lumina, pentru că dacă lumina formează umbre și nu este așezată cum trebuie, se văd toate defectele pe față. Se vede și diferența așa pe gât. Acum o să murdăresc și tricoul. Așa cum v-am spus, se vede foarte mare diferență. Diferența este că pielea mea este bronzată, iar eu, după cum observați, mi-am făcut ca o mască pe față, dragilor. Deocamdată o să mă las așa. Pentru că așa învăț. Deci nu mi se potrivește prea mult concealerul, este foarte deschis pentru tenul meu. Dar îmi voi aplica o pudră minerală. Pe care o am de ceva vreme, am folosit-o de câteva ori, este chiar drăguță. O voi aplica așa, cu mișcări circulare, exact așa cum scrie pe prospect. Poate îmi mai acoperă din masca asta care mi-am creat-o pe față. La un moment dat trebuie să învăț să mă machiez singură. Eu mă machiez singură, dragilor, dar o să vină iarna și o să mi aplic din ce în ce mai mult fond de ten pe față. În această vară, fiind foarte bronzată și mergând foarte des la mare, eu nu mi-am aplicat absolut niciun machiaj, doar o cremă hidratantă și cam atât. Se pare că nu se mai vede chiar atât de mult masca aceea de pe fața mea. Da. Încă se vede diferența, dar asta e. Mă voi machia de atâtea ori până voi reuși exact. Voi aplica un pic de blush. După cum vedeți, o parte deja am terminat-o pe cea care mi-a plăcut cel mai mult. Am terminat-o, mi-a rămas partea cealaltă. Acest blush este un pic piersiciu, aș putea spune. Un pic de culoarea piersicii. Ceea ce nu-mi displace deloc, pentru că, fiind foarte închisă la ten,
Parcă îmi dă așa un aer de prospețime, de proaspăt, aș putea spune. Deja se observă puțin acolo la voi. Da. Sper că mi-a ieșit ceva și parcă nu mai am efectul acela de mască. Deja cred că mi-am aplicat cam mult. Dar parcă nu mai am efectul acela de mască. Da. Așa. Acum îmi voi aplica un creion. Un creion albastru. Pentru că se asortează cu panglica mea. Creionul nu este bine ascuțit și nu l-am ascuțit la timp, iar acum nici măcar nu știu unde am ascuțitoarea. Încerc să mă chinui un pic așa. Apoi voi blendui cu o pensulă. Voi blendui foarte bine după cu o pensulă. Nu vă speriați, nu rămâne așa. Greșeala mea că nu mi-am căutat dinainte ascuțitoarea ca să pot să mi-o ascut creionul. Și mă cam chinui un pic cu el. Da. Dragilor, dacă aveți sugestii pentru mine, cum să mă machiez mai bine, care sunt secretele unui machiaj cât de cât perfect, pentru că perfect, perfect, nu știu dacă voi reuși vreodată să-l fac. Fetele care își fac un machiaj perfect au foarte multă experiență. Iar eu mă machiez singură, dar să știți că de multe ori mă machiez foarte, foarte natural, pentru că nu-mi place în exces. Nu-mi place absolut deloc în exces. Da. Am terminat la un ochi. Urmează blenduirea și la celălalt. Wow, dar ce fain e albastru ăsta de la creion. E chiar superb. Am gătit vreo 2 sau 3 zile la rând, după cum ați observat. Am și filmat câteva rețete din bucătăria mea. Am filmat într-o zi când am făcut o ciorbă cu tăiței de casă, o supă de pui, pentru că ploua foarte, foarte tare afară și neavând o activitate anume,
m-am apucat să gătesc. În afară că am făcut un dezastru în bucătărie în acea zi, cu tăiței, eu am și postat rețeta, sper că v-a plăcut. A ieșit foarte bună supa, să știți. Foarte, foarte, foarte bună. Am mâncat chiar și a doua zi o farfurie. Astăzi nu voi găti. Nu, așa cum v-am spus, nu vreau să stau toată ziua bună ziua în bucătărie. Voi găti o dată sau de două ori pe săptămână. Poate, poate, depinde și de ce pofte au ai mei din casă. Și de multe ori gătește și sora mea. Sora mea e foarte bună pe paste, de exemplu. Ea are mai mulți ani aici în Italia și s-a mai specializat așa, a lucrat în casă la italieni și a și gătit de multe ori pentru ei și a mai învățat unele secrete din bucătăria lor. Mă iertați că nu mă uit în cameră direct la voi, dar mă uit aici într-o oglindă care este aici lângă mine, asta, ca să pot să mă văd mai bine. Eu sper că voi să mă vedeți acolo. Am blenduit cât am putut de mult. Și v-am arătat și vouă cum mă machiez eu când am așa. Să știți că eu și la un eveniment, dacă merg, mă machiez singură. În viața de zi cu zi mă machiez foarte, foarte natural, foarte discret. Dar când merg undeva, eu tot singură mă machiez. Nu pot, așa cum v-am spus, să-mi aplic acele gene false, dar voi încerca să reușesc până la urmă ca să pot să le aplic. Îmi plac și genele acelea fir cu fir, dar sincer mă cam deranjează un pic la ochi, parcă am așa niște obloane la ochi și nu mă pot obișnui cu ele, mai ales că eu am o problemă și cu ochii de la nu văd detaliile foarte mici de aproape și mereu trebuie să-mi pun ochelarii, după cum ați văzut la citit. Am un 1.50 la ochelarii de citit. Îmi voi aplica rimelul. Put aici un pic pe natural mai așa, dar înainte vreau să-mi aplic un creion de buze să-mi dea un efect așa mai de buze mai mari un pic. Am avut acid hialuronic în buze acum 3 ani. În ultima perioadă nu mi-a mai pus deloc, s-a cam dus. Cred că mi-am aplicat totuși un pic mai mult ruj, dar sper să fie un efect destul de frumos acolo la voi pe cameră. Acesta este machiajul meu, dragilor. Sper că v-a plăcut. Sper că o să vă iau cu mine. Dacă voi merge, vreau să caut ceva decorațiune pentru vlogurile mele, ceva decorațiune de toamnă, niște flori de toamnă, de plastic, naturale, de care or fi, vreau să fac așa un pic de atmosferă.
Eu vă mulțumesc dacă m-ați urmărit astăzi. Dacă v-a plăcut machiajul meu, vreau să îmi spuneți în comentarii, să-mi scrieți, vă rog, în comentarii. Dacă aveți sugestii despre alte machiaje, despre cum e corect, cum e, ce am greșit, ce n-am greșit, eu vă rog să intrați să-mi scrieți acolo în comentarii. Eu cred că efectul este destul de frumos la machiajul meu. Vă mulțumesc!